Într-o zi, un țăran împovărat și epuizat de greutățile și bolile vieții, a decis să ceară sfaturi unui om înțelept. S-a așezat în fața omului înțelept, a expirat greoi, lăsând să iasă din el un val de durere, după care a început să se plângă de viața sa. A început să povestească cum este împovărat și neîndreptățit, soarele nemai ajungând să-l lumineze și pe el, cum toate problemele parcă nu se mai termină și pare că nu mai are aer și multe, multe alte greutăți pe care le întâmpina. Mai târziu, a început să dea vina pe părinții lui, care, în opinia sa, erau singurii vinovați pentru toate necazurile din viață, chiar dacă părinții lui se stinseseră cu mult timp în urmă. Înțeleptul l-a lăsat să se plângă, să scoată tot din el, l-a ascultat în tăcere, iar când țăranul l-a întrebat de ce este totul atât de nedrept și ce ar trebui să facă să-și găsească pacea interioară, acesta s-a ridicat de la masă și l-a invitat să-l urmeze. Au ieșit din colibă și s-au dus pe marginea lacului, zicând următoarele: vezi cât de liniștit este acest lac la suprafață? Bun, în adâncurile acestui lac sunt două tipuri de pești. Peștii care mereu stau sub apă și nu ies niciodată la suprafață și peștii care pot sări din apă deasupra lacului. Imaginează-ți că lacul ar fi poluat dintr-o dată. Peștii care nu ies niciodată la suprafață ar rămâne în besnă. Nu ar ști de ce nu mai văd. Ar înnota în cercuri. În schimb, peștii care pot sări deasupra lacului pentru câteva secunde observă lacul dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. Îl văd de deasupra. Așadar, uite ce-ți propun. În loc să te plângi continuu de ceea ce ți se întâmplă, mai vino la lac și uită-te la peștii care sar și se înalță din apă din când în când, urmărește-le salturile și încearcă să înțelegi ce am vrut să-ți transmit.